Salut, prieteni, și bine ați venit în bucătăria lui Puiu. Astăzi vreau să gătim creveți la tigaie. O rețetă simplă, rapidă și gustoasă. Avem nevoie de roșii cherry, un ardei iute, 3-4 căței de usturoi, 40 de grame de unt, 50-60 ml vin alb, sec sau demisec, ulei de măsline, sare și piper. O să tăiem roșiile cherry. După ce am tăiat roșiile, tocăm și usturoiul. Așa îi facem cu virgulă cuțitul și apoi îl tăiem. Nici prea mărunt, dar nici prea mare. Bucăți. Am tăiat roșiile, usturoiul l-am tocat. Acum tăiem și ardei iute. Ardei iute opțional, pentru care dorește picant. Punem ulei de măsline. Undeva la până în 50 de mililitri. Adăugăm și untul. Lăsăm focul mic. Punem și usturoi la încins. Când s-a topit untul, adăugăm și roșiile cherry. Le punem așa cu fața în jos pentru a ieși sucul mai rapid. Lăsăm roșiile împreună cu usturoiul pentru a se prăji aproximativ 2 minute. Acum adăugăm și ardei iute. Eu îl voi pune pe tot. Bine, tot ce am tăiat. Îmi place puțin mai picant. Și acum și creveții. Eu am aici undeva la 800 de grame pentru 3 persoane. Creveții nu se gătesc mai mult de 4-5 minute. Între 3 și 5 minute să se fie gata. Bine, ei sunt destul de mari. Ăsta maxim 5 minute. Dacă îi gătiți mai mult de 5 minute, o să te vină gumoși și tari. Adăugăm puțină sare. Aveți grijă că și creveții sunt din mare și sunt puțin sărați, da? Adăugați sare după gust. Piper negru. Folosesc. Au trecut 2 minute de când am pus creveții, acum îi întoarcem pe toți pe rând și mai lăsăm încă 2 minute, după care adăugăm vinul. Creveții sunt aproape gata, au trecut încă 2 minute, acum adăugăm vinul alb. După ce am adăugat vinul, și lăsăm să fiarbă încă 2 minute. Deci 4 minute i-am gătit creveții așa, prăjiți, pe o parte și pe alta, 2 minute, 2 minute. După care am adăugat vinul și mai lăsăm să fiarbă 2 minute. După ce am pus vinul, am spus că o să mai lăsăm 2 minute. I-am lăsat cam 3 minute pentru că creveții sunt destul de mari. Punem pătrunjel, opțional și acesta. Și apoi închidem tigaia noastră fermecată. Deci aceasta este rețeta mea de creveți la tigaie. Simplu, rapid, durează cam 6 minute această rețetă, 7. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit.
Până data viitoare, vă doresc poftă bună și numai bine!